La câteva zile după ce senatorul Lucian Romașcanu a fost desemnat noul lider interimar, președintele executiv al PSD Buzău a declarat că este nevoie de organizarea de alegeri interne în cel mai scurt timp. Cu siguranță, acum mai ales că avem un președinte, fie el interimar, și eu sper că într-o perioadă, și aici vorbesc serios, că așa fac toate partidele serioase, într-o perioadă destul de scurtă să avem alegeri la Partidul Social Democrat și atunci ne vom lămuri. Deci să fie foarte clar, ca să elimin alte întrebări, nu sunt într-un niciun fel de conflict din punctul meu de vedere cu absolut nimeni. Întrebat dacă vizează al treilea mandat la șefia Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu a precizat că ar alege să continue doar în anumite condiții. Dacă m-ai întreba acum și mâine ar fi alegeri, cu siguranță nu vezi ce e afară. Este instabilitate, nu știi cum să-ți faci un proiect ca să de viitor, să reabilitezi un drum. Astăzi e Angel Salini, mâine nu mai este, vine altul și ne spune că asta e o pușculiță, că lantul nu știu. Deci e o poveste de genul ăsta, parcă am fi niște copii și ne jucăm la grădiniță anumite jocuri. Dar până în 2024 sau când or fi ele făcute alegerile, dacă or mai fi, nu vezi, apar n-ai ce se întâmplă în momentul ăsta, da? Aveam, în primul rând, să fiu sănătos. În al doilea rând, am o vârstă. În al treilea rând, dacă reușesc să implementez împreună cu cei care îi coordonez, cu oricine, să facem anumite lucruri care le avem, da, poate că da. Mai mult în contextul tensiunilor, atât din PSD Buzău cât și de la nivel central, Neagu a făcut un anunț surprinzător. L-ar tenta să candideze la parlamentare, mai ales că în această perioadă se vorbește despre alegeri anticipate. Da, așa e că dacă tot, să nu ziceți că plecați așa fără niciun fel de... Dacă ar fi alegeri anticipate, vreau să candidez la parlament. Uite, mai mult. Clar. Ca să mai dau o temă de lucru, dar clar, clar. Astăzi așa m-am gândit eu în dimineața asta când m-am trezit, dacă cumva vor fi alegeri anticipate și chiar dacă e în interiorul mandatului de președinte al Consiliului Județean, mă tentează foarte clar să candidez la Parlament.